trecută, așa numită structură de campanie la nivelul fiecărui județ, dar este o schemă națională pe care toate județele o pun în practică, în așa fel încât de fiecare colegiu de deputați se ocupă un vicepreședinte al partidului, acolo unde avem deputați sau deputați sau senatori, ei preiau câte un colegiu, acolo unde nu avem vicepreședinței partidului cu experiență în domeniu. Directorul campaniei electorale este aceeași persoană cu președintele organizației județene, deci domnul Cosma este și președinte al organizației județene. Rolul meu în această campanie, și cu asta vă lămuresc misterul de ce suntem și vom fi multă vreme împreună, este acela de purtător de cuvânt. Am fost desemnat, fiecare organizație județeană are pe perioada campaniei un purtător de cuvânt pentru a vă transmite mesajele, atât cele naționale, cât și cele cu specific pe județul Prahova. La București cine? La nivel național. Nu cunosc ce au desemnat. Noi ne-am desemnat săptămâna. Toți au primit termen să desemneze în această săptămână. Probabil că luni se vor centraliza. Nu, deci... nici la București.